Primarul din Simeria a călcat din nou în străchini. Nici nu s-a răcit bine scandalul privind modul în care s-a votat bugetul, că Prefectura Hunedoara este nevoită să intervină din nou, tot pentru încălcarea unor prevederi legale. De data aceasta, scandalul a pornit de la faptul că ieri angajații primăriei Simeria nu și-au primit salariile. Potrivit declarațiilor făcute la Radio Color, Iulius Bedea nu semnează statele de plată pentru că funcționarii n-au muncit. Prefectul județului Călin Marian s-a autosesizat cu privire la declarația făcută de primarul Iulius Bedea, potrivit căreia angajații primăriei nu vor primi salariile până când nu-și fac treaba. Atitudinea primarului contravine legii și prefectul a declarat că va trimite corpul de control cât de repede posibil pentru a încheta cazul. Nu este legal și nu este posibil acest lucru. Încercăm să verificăm această situație și am dispus prin ordin de prefect să facem un control la fața locului, să luăm legătura și cu primăria, și cu primarul, și cu consiliul local, dar în același timp și cu angajații de la primăria Simeria. Da. Vom vedea în urma controlului ce măsuri putem să luăm. Pe de altă parte, expiră termenul legal ce curge de la solicitarea Prefecturii Hunedoara de abrogare a hotărârii de Consiliu Local din luna februarie, prin care s-a adoptat bugetul pe anul 2023. Și atunci, corpul de control al prefectului a constatat că primarul a eludat legea. În consecință, se va apela la justiție. Vom vedea mâine la expirarea termenului și dacă nu lucrurile nu merg pe calea cea bună, vom lua măsurile de a ataca contencios. Contactat telefonic, primarul Iulius Bedea nu a răspuns apelurilor redacției Hunedoara 1.